Salut! Astăzi îți vom arăta o selecție de videouri emoționante în care proprietarii și animalele se reunesc după ce au fost despărțiți pe o perioadă lungă de timp. Așa că scrie-ne în comentarii dacă ai și tu un animal de companie, pune un like și să începem! Câinele Smokey s-a reunit cu veterinarul care i-a salvat viața după ce a fost implicată într-un incendiu. Cum crezi? Care este cel mai apropiat animal omului? Nu este porcul, deși uneori ne apropiem foarte mult de ei. Acesta este cimpanzeul. Pentru a vedea cum își organizează ei comunitățile și ce legi au, intră pe canalul Red Zebra. Linkul îl găsești în descriere. O revedere emoționantă a unui bărbat și câine după ce a fost eliberată regiunea Bucea din Ucraina. Oamenii l-au găsit în mașină și l-au ajutat să-și găsească proprietarul. Ca rezultat al exploziei din Beirut, au avut de suferit multe animale. Acum imaginează-ți cât de fericită e această fată că și-a putut găsi pisica. Aici vedeți trei prieteni adevărați, un leu de 300 de kg, un muncitor cu picioarele amputate care a crescut animalul și câinele său. Numele acestui cal este Dr. Peyo. El ajută oamenii să-și revină la starea de bine. Dr. Peyo singur alege în ce cabinet să meargă. Acest husky a primit cel mai bun cadou de Crăciun. Proprietarul său a revenit acasă după câteva luni. Încă un motiv de a adopta un motan. Priviți cât de cald vă întâmpină de fiecare dată acasă. Lupii se bucură de revenire de parcă ar fi niște cai, chiar și din coadă dau. O reuniune dintre un cacadu și proprietara sa după câteva luni în care nu s-au văzut. Sunt atât de fericiți! Un capucin mic a văzut-o pe bunica fetelor o săptămână întreagă. Privește reacția! Iată așa calul îl întâmpină pe stăpânul său care a fost într-o vacanță de 3 săptămâni. Iată așa elefanții îl întâmpină pe prietenul său pe care nu l-a văzut mai mult de un an. Iar această fată prietenește cu crocodilii și e reciproc, doar privește. Și da, toate 10 degete sunt la loc. O tânără s-a împrietenit cu un aligator de 400 de kg în timp ce făcea practica într-o tabără de vară și a decis că poza de la absolvire să fie anume cu el. Doi cai au fost aduși la spital unde era prietenul lor pe patul de moarte, un veteran din Vietnam. Aceasta era ultima lui dorință. Cât de fericite calul să-și vadă prietena! Un peștișor a recunoscut femeia alături de care a fost în fiecare scufundare. O reuniune dintr-un leu și voluntarul care i-a salvat viața. Așa arată prietenia cu un tigru. Câțiva oameni declarau la judecată că este câinele lor. Judecătoarea le-a ordonat să elibereze câinele și el a fugit rapid spre adevăratul proprietar. Oare cum ar fi dacă toate judecățile s-ar termina astfel?
Câinele Twix a dispărut câteva luni în urmă, proprietarul său credea că a murit, însă datorită unor oameni buni, ei s-au întâlnit din nou. Iată așa, maimuța o întâmpină pe stăpâna sa, care a fost plecată pentru o săptămână. Fericire pură! O întâlnire incredibilă cu o balenă. Ea singură a venit spre oameni și nu era contra să fie mângâiată. Dacă nu iubești să bei cafea în siguranță, ia exemplu de la această persoană. El bea zilnic cafea împreună cu o cioară. Câinele pe nume Zev s-a pierdut în Florida și a ajuns la o stație de metro în Dearborn. După a fost dus la un azil de câini, iar peste 2 ani a fost găsit de stăpâna sa adevărată. O reuniune emoționantă a unui măgar și o fetiță care l-a crescut. Această fată a fost nevoită să-și vândă calul cu 4 ani în urmă, însă părinții l-au găsit și l-au cumpărat de la acea persoană. O leoaică se bucură că a întâlnit bărbatul care a salvat-o cu 7 ani în urmă. Un ofițer rănit a fost vizitat de prietenul său patruped la spital. Asta da susținere! Găina și-a văzut stăpâna și a venit să o salute. Cine s-ar putea gândi că găinile sunt atât de atașate? Doar privește cum iepurașul își întâlnește stăpânul după ce acela a fost într-o călătorie lungă. Acest bărbat s-a întors acasă după ce a fost internat 3 luni la spital și într-un final s-a întâlnit cu papagalul lui. Așa lupii salută o persoană dragă. Câinii întâmpină stăpânul său pe care nu l-au văzut de câteva luni și maimuța e fericită să-l vadă. Cu o lună urmă, un bărbat a găsit acest pui de căprioară alături de mama sa, care a avut un accident. Privește cât de recunoscător! Un leu de 200 de kilograme e fericit să-și vadă prietenul. Câte emoții! Această femeie a găsit un pui de flamingo și l-a salvat. Între ei s-a format o legătură, însă mai târziu el oricum a zburat cu alți flamingo. Imaginați-vă reacția ei când peste un an pasărea s-a întors. O vacă se îngrijora după ce puiul său a fost dus la spital cu pneumonie. De aceea oamenii au decis să le facă legătura prin Viber și asta a funcționat. Elefantul a auzit glasul prietenului său pe care nu l-a văzut un an întreg. O reuniune după 2 ani de despărțire. Un moment gingaș între un jaguar și o domniță, periculos de frumos. Sunt care prietenesc cu tigrii. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce animal de companie aveți voi. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la imi!